problem. Imaginați-vă o lume în care un asteroid nu a exterminat dinozaurii. Ce s-ar fi întâmplat dacă acum 65 de milioane de ani un asteroid nu ar fi lovit Pământul și dinozaurii, prădătorii originali de vârf ai planetei, nu s-ar fi șters niciodată din existență? Ce s-ar fi întâmplat? Cum ne-ar fi afectat pe ceilalți dintre noi? Când un asteroid de 15 km s-a izbit de Pământ în urmă cu 65 de milioane de ani, a lovit planeta cu o forță echivalentă cu aproximativ 10 miliarde de bombe Hiroshima. O minge de foc radioactivă a ars totul pe sute de kilometri în toate direcțiile și a creat un tsunami care s-a răspândit pe jumătatea globului. Chiar și atmosfera a început să ardă. Niciun animal terestru mai mare de 25 de kilograme nu ar fi supraviețuit măcelului. Când totul a fost pus și făcut, aproximativ 75% din toate speciile au dispărut. Dinozaurii non-zburători nu au avut nicio șansă și doar micii dinozauri zburători cu pene, pe care îi cunoaștem astăzi ca păsări, au scăpat cu viață. Dar dacă istoria ar fi urmat un curs diferit, ce s-ar fi întâmplat dacă asteroidul ar fi ratat sau ar fi sosit cu câteva minute mai devreme? Mulți oameni de știință susțin că dacă asteroidul ar fi ajuns cu câteva clipe mai devreme sau mai târziu, mai degrabă decât să lovească apele puțin adânci ale peninsulei Yucatan din Mexic, s-ar fi scufundat în apa adâncă a Oceanului Pacific sau Atlantic, absorbind o parte din forță și limitând expulzarea sedimentelor bogate în sulf, care au sufocat atmosfera timp de luni sau ani după. Dacă s-ar fi întâmplat asta, ar fi existat totuși o catastrofă și dispariții, dar este posibil ca unii dinozauri mai mari să fie încă supraviețuit. Odată cu această ipoteză, luând în considerare această realitate alternativă devenind adevărată, cum ar rezulta orice altceva? Cum ne-ar fi afectat? Ei bine, unii cercetători susțin că chiar și fără asteroid, este posibil ca dinozaurii să se fi sfârșit deja. Oamenii de știință spun că dinozaurii au fost oricum condamnați, din cauza climelor răcoroase, doar ce mai rezistau până la sfârșitul Cretacicului. Știm însă că mamiferele se diversificau și dinozaurii erau în declin deja de 40 de milioane de ani. Ei cred că mamiferele ar fi înlocuit în continuare dinozaurii. Alți experți au o viziune foarte diferită. Ei sunt de acord că oricum ar fi existat unele dispariții în urmă cu 66 de milioane de ani, din cauza erupțiilor și fluxurilor de lavă masive din zonele din India. Dar ei spun că nu ar fi existat nimic altfel odată ce ar fi ajuns în Paleocen și Ocen, care ar fi afectat biologia generală a dinozaurilor. Ar fi o lume în care dinozaurii cretacei ar fi în continuare foarte confortabili. Ei susțin că dinozaurii au supraviețuit bine în timpul unei mari diversități de lucruri, prin schimbarea climei timp de 160 de milioane de ani. Dinozaurii erau încă foarte adaptabili la sfârșitul Cretacicului. Acesta nu este semnul unui grup care se irosește până la dispariție, așteptând doar ca un asteroid să șteargă de pe fața Pământului. Este semnul unui grup care încă mai avea o mulțime de potențiale evolutive. Presupunând că dinozaurii au supraviețuit, ce factori le-ar fi putut forma evoluția? Schimbările climatice ar fi putut fi probabil primul mare obstacol. Un eveniment cunoscut sub numele de Paleocen-Eocen Thermal Maximum, în urmă cu 55 de milioane de ani, unde temperaturile medii globale au ajuns la 8 grade Celsius mai fierbinți decât astăzi, și pădurile tropicale se întindeau pe o mare parte a planetei. În această lume fierbinte cu vegetație abundentă, probabil că multe sauropode cu gât lung ar fi putut crește mai rapid, reproducându-se la o vârstă mai tânără și micșorându-și dimensiunile. Mai multe sauropode pitice, unele puțin mai mari decât o vacă, erau deja cunoscute în insulele europene din Cretacicul târziu. Cel mai mare titanozaur din America de Sud al Cretacicului Mijlociu, creaturi lungi de 40 de metri, dispăruse deja de mult. Poate că am fi văzut o scădere globală a dimensiunii corpurilor. Dimensiunile gigantice ale dinozaurilor mezozoici ar fi putut dispărea. Dinozaurii veniseră deja cu un set imens de avantaje evolutive care a durat mult timp la mamifere să evolueze. Aceste șopârle terestre erau de asemenea mult mai inteligente și mai adaptabile decât presupun stereotipurile moderne.
Și asta se datorează parțial faptului că unii dintre ei erau mai puțin asemănători unei șopârle decât ne imaginăm adesea. Există dovezi că unii dinozauri au fost cel puțin parțial cu sânge cald, astfel încât anumite specii s-ar fi putut adapta cu ușurință la orice epocă de gheață și ar fi continuat să prospere în toate regiunile și toate mediile de pe pământ. Cele mai multe descoperiri ale fosilelor se află de obicei în peisaje deșertice, uscate și prăfuite, dar asta se datorează în principal acestor zone unde oasele sunt cele mai bine conservate și mai ușor accesibile, și nu pentru că sunt singurele locații în care au trăit dinozaurii. O descoperire din 2015 a unei fosile făcute în Alaska Arctică a contribuit la o apreciere tot mai mare a cât de departe s-au răspândit populațiile de dinozauri. Deci, dacă nu ar fi opriți de asteroid, versatilitatea lor atotcuceritoare probabil că ar fi crescut. Astăzi, cuvântul dinozaur a ajuns să însemne orice este neîndemânatic sau depășit. Dar această descriere a fost probabil departe de a fi adevărată pentru creaturile aparent de neoprit. Este aproape imposibil de ghicit cum ar fi evoluat dinozaurii în cei 66 de milioane de ani de la încheierea bruscă a perioadei cretacice. Dar după cum am văzut, majoritatea teoreticienilor sunt de acord că ar fi existat unele schimbări semnificative. Formele celebre dorite, cum ar fi Tyrannosaurus Rex și Triceratops, s-ar fi modificat în mod dramatic pentru a se potrivi mediilor lor în curs de dezvoltare. Pentru a înțelege ceea ce putea fi realizat în intervalul de timp, trebuie doar să luați în considerare progresul mamiferelor de la șopârle mici la creaturile dominante și diverse de astăzi. Îmbunătățirile sunt evident vaste. Și având în vedere că dinozaurii par să se ocupe exclusiv de superlative, cele mai rapide și mai înalte specii, cele mai înalte și cele mai lungi, poate că dimpotrivă ar fi devenit și mai incredibile în ceea ce privește mărimea și forma. Dezvoltarea inteligenței dinozaurilor a fost esențială și a fost supusă unor speculații continue, Trudonul ocupând de obicei centrul atenției. Trudonul s-a lăudat cu un creier relativ mare pentru dimensiunile sale relativ mici, și se crede că a fost unul dintre cei mai inteligenți dinozauri la punctul de dispariție. Mergea pe picioarele din spate și avea ochii mari orientați spre înainte, ducându-i pe mulți să se gândească la faptul că cei mai inteligenți dinozauri se îndreptau către o formă de corp mai asemănătoare cu cea umană, așa numitul dinozauroid. Ar fi putut deveni pe deplin biped sau să păstreze pielea zolsoasă, dinții mai ascuțiți și o vedere mai clară, arătând ceva asemănător stereotipului de extraterestru din zona 51. Mulți paleontologi susțin că această viziune este doar produsul aroganței umane, deoarece există puține motive să credem că dinozaurii viitorului ar fi semănat cu noi, împrumutând o coincidență evolutivă enormă. Designul uman este bun, dar opțiunile alternative sunt nesfârșite, iar formele noastre nu sunt neapărat potrivite pentru toate viețuitoarele. Acestea fiind spuse, dacă dinozaurilor li s-ar fi permis să evolueze și să se îmbunătățească cu milioane de ani în plus, apariția mamiferelor ar fi fost din ce în ce mai dificilă, dacă nu chiar imposibilă. Dinozaurii au dominat atât de concludent lanțul alimentar, încât chiar și numărul lor a scăzut. Oportunitățile pentru o reconstrucție a speciei ar fi fost practic inexistente. Este posibil ca inteligența dinozaurilor să nu se fie extins niciodată în ceva care să se potrivească cu al nostru. Crocodilii au fost pe pământ mai mult decât noi și niciunul nu candidează încă pentru președinție, dar asta nu ar conta atâta timp cât ar fi depășit ordinea naturală și cine sau ce le-ar fi stat în cale vreodată. Deci dacă asteroidul nu i-ar fi ucis niciodată pe dinozauri, șansele sunt viziunile nespuse ale Velociraptorului, împreună cu sau fără creierele umane standarde, ar hoinări încă în sălbăticia Pământului de astăzi, cu excepția cazului în care planeta ar prezenta un alt mijloc alternativ de dispariție, și anume încălzirea globală. Poate fi privit ca un fenomen modern, dar încălzirea globală și schimbările climatice au provocat și, din punct de vedere ipotetic, ar fi provocat și probleme majore pentru dinozauri. Epoca mezozoică, formată din perioadele triasice, jurasice și cretacice, a găzduit schimbări pe scară largă pe pământ. Și nu în ultimul rând, destrămarea Pangeei în mase terestre separate care au devenit în cele din urmă cele 7 continente ale zilelor noastre.
Ca regulă generală, planeta a prosperat până la lovirea asteroidului, în unele părți chiar precum o grădină spectaculoasă în plină înflorire. Florile își făceau apariția, iar plantele se diversificau, dar modificările atmosferice, inclusiv modificările nivelului de dioxid de carbon și oxigen, au fost prea mari pentru unele specii. Împreună cu erupțiile vulcanice răspândite și fără precedent, atât înainte cât și după impactul asteroidului, lumea ar fi putut fi oricum pe drumul ei către extinția dinozaurilor. Roca spațială doar a curățat totul mai repede. În timp, acest lucru ar fi putut stabili scena pentru o dezvoltare alternativă a mamiferelor, dar într-un moment mai târziu al istoriei, sau s-ar fi putut transforma într-o cu totul altă specie dominantă. Evident, nu vom ști niciodată cu siguranță, dar suntem în viață pentru a lua în considerare posibilitățile în acest moment exact al timpului, mulțumită în mare măsură prenumitei roci în flăcări. Dinozaurii din secolul al XXI-lea nu au devenit niciodată o realitate, dar chiar dacă ar fi devenit, atunci cel mai probabil nu am fi aici pentru a-i aprecia. Ziua în care a lovit asteroidul a fost o moarte pentru dinozauri, dar un nou început pentru noi, care a provocat o evoluție minunată timp de 66 de milioane de ani, astfel încât să puteți viziona acest videoclip astăzi. Ce spuneți? Cum credeți că s-ar fi schimbat istoria? Sau ați vrea să trăiți alături de dinozauri? Lăsați-mi toate părerile voastre în comentarii. Apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest episod, abonați-vă la canal dacă încă nu ați făcut-o, dați share să vadă și prietenii voștri și nu uitați că vă puteți alătura canalului devenind membri exclusivi și să primiți diferite beneficii aici pe canal. Ne auzim data viitoare! We'll be right back.